Salutare și bine vă regăsesc la un nou episod de pe canal. În acest episod mă grăbesc că am o surpriză. Nici nu știu pe unde să ies. Hai să ieșim prin față pe aici că nu mai pot să mai aștept. Săptămâna asta n-am postat deloc și am fost mai bolnav și acum sunt. Cred că după vocea mea se cunoaște. Dar o să încerc să postez cât trebuie. Ia uitați-le că a ajuns. Și am cumpărat un nou tractor. Am cumpărat un nou tractor că cu TB-ul ăla n-o cam... L-am reparat, l-ați și văzut, dar vorbim mai încolo. Ia uitați aici camionul și în spate tractorul. Ia uitați, ăla este tractorul. Am cumpărat un New Holland T5. Opa, dacă nu... Stați un pic. Op. Da, T5. New Holland T5 de... 100 de cai, deci e destul de bun, destul de bun, oricum UTB-ul nostru are 80 și de la 80 la 100 mai este puțin, da, oricum, diferența o să se simtă. Și după cum îl vedeți în momentul de față, este nou-nouț, uitați, bă, nicio bucată, bă, da, uitați că cam este un pic atunci când l-a urcat. În spate, hai să fac repede un tur aici. În spate toate ustensilele care sunt necesare unui tractor, de la tiranți, la orice, la orice, după cum vedeți aici. Avem aici în spate și o oglindă, da, din interior suntem mai de jos să vezi dacă se potrivește la remorca acolo prinderea. Și te uiți direct în oglindă aici și îți reflectă, dar nu știu ce, pare că a reflectat ceva pe la butoan, nu... Ceva pe acolo, prin zona aia. Dar mă rog, o să vedem noi în timp ce fac fiecare ustensile de aici. Așa. Laterala așa arată țeava de eșapament foarte bine pusă aici. Ia uitați ce interesantă este acolo. Girofar, avem girofar. Roți de la TM8000. Da, suportă nu știu câte tone, dar suportă. Așa, scara, poți să urci și pe partea asta dacă este nevoie. Op. Așa, în față. Aici avem un cardan, tirant în față și aici avem că am cumpărat, asta a fost treabă opțională, dacă este o să-l dau jos. Dar nu. Aici este o asta pentru braț lateral, să spui încărcător frontal, da, încărcător frontal. Așa, semnul de la New Holland, primul New Holland pe care o să-l conduc în viața mea. Am mai condus vreo unul? Nu. Nici în România, nici aici. Deci este un moment epic pentru fermă, o nouă evoluție. Și haideți să îi spunem lui nenea ăsta, să văd că nici nu se vede că ar fi pe acolo. Ba, cred că este în interior. Să înceapă să coboare platforma asta, că uitați doar cât este platforma asta. Nici nu știu cum o să o coboare, habar n-am, dar revin. Ia uitați aici mecanismul. Gata, foarte repede s-a mișcat aici utilajul ăsta, platforma, așa. Și acum, prieteni, cheia, bă, așa e cheia. Am uitat să cer cheia, fix cheia am uitat-o. Gata și cu cheia, așa. Oare să urcăm pe aici? Opa. Așa, bun. Intrăm în el. Deschidem frumos aici ușa. Bun. Mamă, ce frumos e aici. Uitați, ăsta este interiorul. Mamă, dar ce interior. Da. Ca orice alt tractor, ce pot să spun mai mult decât despre un interior. Scaune albastru ăsta închis, albastru ăsta deschis, ce-o fi. Da, uitați acolo oglinda. Unde bate, deci cred că pe la roată, pe acolo ar bate. Da, cel mai probabil. Nu-mi dau seama ce este acolo, dar ne coborăm noi, vedem. Și uitați, aici este panoul de bord. De aici controlez fiecare piesă. Așa, avem și GPS de acum înainte, da, avem și GPS. Și sus, acolo avem un casetofon să ne cânte muzica. Așa, casetofon cu muzică, volanul. Care se învârte destul de ușor, ia uitați. Se învârte destul de bine. Așa, foarte fin. Bun.
Așa, oglinzile. Sus avem o ușiță din asta pe care, dacă vreau, o pot deschide. Și cam asta este. Cam asta este. Acolo maneta aia, nu știu ce este. Deci dacă mă credeți, să fie frână de mână ceva. Nu știu, semnalizarea e acolo. Maneta aia este de mers înainte sau înapoi. Așa. Acolo, pe partea asta, ăsta e controllerul de aici, dacă îl vedeți. Nu știu ce poate să fie asta. Da, mă rog. Haideți să-i dăm o cheie. Așa. Bă, porniți, că... Stați un pic, că... Da, m-a pornit. Deci atât de silențios este că nu... N-am știut că a pornit. Uitați-vă și din afară cum arată. Ia uitați cât de bine. Ăsta o să fie noul tractoraș în fermă. Nou tractoraș cu care o să ne lucrăm nouă câmpurile și poate la alți oameni, cine știe. Așa, acum misiunea mea este să-l dau jos. Văd că ăștia sunt puse chingile ăștia mai mult ca de formă, că oricum nu l-au prins. Da, mă rog. Haide să începem să dăm ușor cu spatele. Așa. Dăm ușor cu spatele. Cu 2 la oră. Bun. Opa, mamă. Ușor, ușor, ușor. Mai dăm. Hai că nu ne răsturnăm. Merge, atinge jos. Atinge jos. Opa. Nu dau seama. Nu, l-atinge. Nu cred că atinge. Așa este la muchi acolo. Dar oricum, mai ridicăm un pic dacă este nevoie. Așa. Hai să dăm mai jos iar. Bun, suntem puși bine pe asta aici. Suntem puși bine. Și gata. Ia, s-a distrus ceva pe acolo prin spate? Nu s-a distrus nimic. Uitați, e totul în regulă, nu ne-am atins, nu a fost nimica grav sau vreo problemă ceva. Și nu știu de ce, dar am lag cum mă uit în spatele lui. Da, asta este o altă poveste. Bun, și gata, l-am descărcat. Acum, haideți să mergem să-i spunem aici ușor lui omul ăsta că am terminat treaba cu el. Mai are ceva de făcut sau ceva? Nu mai ai. Banii nu trebuie să-i... Adică i-am dat banul. I-am dat banul, a fost la transport. Înainte nu l-au chiar așa transportul. Dar acum 20.000 i-am pus departe pentru transport. Dar mă rog. Așa. Hai să vorbim cu omul ăsta aici. Domnul, ia deschideți ușa un pic. Bine, o zi bună. Gata, s-a vorbit, s-a terminat treaba cu el. Acum domnul își completează și el actele acolo în mașină, că e produsul primit, nu l-am returnat și alte treburi. Dar aia este treaba dumnealui. Noi ne-am terminat treaba, îi dăm aici un claxon. Salut, 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 papa, papa, da mai vii. Bun. Și uitați, cam așa merge, deci... Păi e foarte silențios, dacă o să tac, tot n-o să-l auziți. Deci, nu se aude, e silențios. Așa, acum merg cu 22 la oră. O să-i facem și un test de viteză. Haideți să-l punem aici. Opa, ușorus. Ușorus, uite că deja s-a făcut și... 6 seara, ce să mai. Așa. Dăm aici. Hai să facem testul la lumini. Deci, primul test de rezistență. Luminile frontale. Hai că sunt puternice. Ia să ne dăm jos. Ia uitați cum se reflectă în casă. Oricum o să-l vedem mine de seară. Sunt puternice destul de bine, nu poți să te uiți la ele că ți ard ochii. Așa. Luminile frontale auxiliarele. Ia uitați-le și pe ăștia. Bun, sunt bune. Da, bă, ia uitați ce lumină fac. Și ăștia și ele din față. Da, foarte mare lumina ce pot să...
Uitați că așa se vede cel mai bine diferența, dar mă rog. Așa. Acum luminile auxiliare spate. Ia uitați-le aici ce puternice sunt și ăștia. Bun, da, ia uite. Da, mă, sunt puternice, sunt bune. Și acum, bineînțeles că nu o să le aprindem pe ele din față. Și ăștia stopurile pe spate o să fie aprinse. Și cam ăsta este. A, și girofarele. Ia uitați, conducem în Turcia un tractor cu girofare. Da. Stați liniștiți că nu o să renunțăm noi la UTB-ul. Tot o să-l conducem, bineînțeles. Dar o să-l îi dăm mai ușor așa unde nu mai fierbe oala, cum s-ar spune. Așa. Și acum hai să le oprim pe toate. Așa, ăștia din spate și ăștia din față, așa. Și haide să mergem la un test. Primul test este testul de viteză. Deci o să facem un test de viteză acum. Cred că a plecat omul ăla de acolo ca să pot și o să-mi fac testul de viteză liniștit. Și după o să-l băgăm un pic și pe câmp, că oricum trebuie să ne pregătim de treierat, că nu se mai poate, uitați cât este ăsta soia, deci e mare, trebuie să băgăm la treierat. Sunteți gata de aici până în capăt să vedem ce viteză prinde. Întâi o să mergem un pic mai ușor, nu o să-i dau direct, uite așa mai, așa un 30, 35, hai încă o viteză, o treaptă, 39, încă una, 42, 43 și maximul, ăsta este maximul, 43, asta este viteza. Acum o să-i facem un test. Așa, haideți să scădem un pic de aici. Așa, am intrat cam tare aici în curbă, dar asta este. Bun, hai să vedem un marșalier, merge. Hai bă, că merge, ce are să nu meargă. Așa. Acum o să-i dăm o viteză de pe loc. Sunteți gata? Deci aici... Da. Ha. Bun, 20, 30. Cata maximul. Bă, da, văd că prinde viteză destul de tare tractorașul ăsta. Jucăria asta de tractor. Deci văd că prinde viteză chiar destul de tare. Așa. Ia să întoarcem, uite aici. La ferma noastră. Așa, ne băgăm un pic pe aici. Și dăm o întoarcere, ne răsturnăm. Mama, asta nu era în calcul. Da, viteza. Bun. Acum haide să-i facem un test de... Testul numărul 2. Test de aderență. Să vedem ce aderență are tractorul ăsta. Ia uitați. Trecem pe aici prin gropile ăștia ale mai mari. Așa, ușor. Bun, văd că deocamdată în interior se clatină un pic. Da, după cum îl vedeți. Spuneți-vă dacă e mult sau puțin. Așa. Haideți să o luăm acum pe aici. La vale. Bun. Să trecem prin groapă de data asta. Sau cel puțin astăzi. Nu o să trec prin groapă, că nu vreau să-l murdăresc. Așa. Bun. Normal așa se face un test, un ăsta mai în cel mai tare, ca să se dea drumul la suspeze. Viteză mai măricică. Ușor. Adică, da mă, că viteză, nici în maximum, 30 așa. Și acum o luăm, o luăm pe aici. Bun. Așa, ia să-i dăm o putere mare la oricare, cu 25, 26. Deci urcăm cu 26, e bine. Ia, intrăm aici pe câmpul la vecin, doar ce a treierat. Să vedem, vreo diferență? Nicio diferență. Absolut nicio diferență, merge cum ar fi direct asfalt aici, ce să mai. Deci văd că merge destul de bine, uitați, face și drifturi aici. Bun. Deci îmi place, îmi place. Deci a trecut bine testul de viteză. Testul de durabilitate, testul de... da, adică și testul de viteză, primul testul de viteză era. Acum o să facem test la tiranții din spate. Da, mai exact, am pregătit de aici asemănătoarea asta care este în cea mai bună condiție. Da, ușor, dăm aici cu spatele, o luăm, îi face și noi o cuplăm repede.
Hai să aprindem și becurile din spate. Ia uitați ce lumină fac. Ce să mai voi? Ia uitați câta lumina fac. Deci, dita mai lumina. Op, ușor. Stați un pic să ne punem mai bine. Și uitați oglinda, uitați oglinda unde bate. Deci oglinda bate acum. Dacă ne dăm mai în față, o să vedeți că ăla este de unde se prinde tirantul de semănătoare. Deci clema aia pe care o vedeți acum, că se vede că este prin mijloc. Dar hai să ne dăm jos ca să văd mai exact pe... Aha. Aia de sus e. Sau aia de jos? Ah, da, mă, asta de... Ne urcăm pe aia, ce să mai facem? Da. Este asta de sus. Am înțeles acum cum vine treaba. Bun, haide să ne pregătim să ne punem aici mai pe poziție. Bun. Dăm mai un pic cu spatele, cred. Cam așa, cred că e suficient. Ne dăm jos frumos, o cuplăm și după revin. Gata, am cuplat-o. Așa, cam greu s-a cuplat. Sunteți gata să-i dăm cu 400 de kilograme ridicare? Hai să vedem. Bă, un pic s-a mișcat, un pic, dar nu contează nimic aia. Deci văd că așa arată aici. Ia să verificăm. Dacă v-ați plictisit deja, asta este, adică asta este testul, așa fac eu testul. Bun. E bine în spate acolo, nu n-am mari unghiuri de vizibilitate să văd, dar de ce să nu fie bine? Bun. Dăm aici o viteză. Așa. Ia uitați ce bine merge treaba aici. Ar trebui să cuplez ceva și în față, care și în față. Și cred că știi ce o să cuplez în față. Stați un pic. Nu fi cam greuță asta? Da, nu, cred, nu, ce asta? Dacă poate UTB-ul să-l care, nu poate ăsta. Așa. Dăm o... Ne punem frumos aici pe poziție. Așa. Mai în spate. Op. Și trebuie să vin, cred că, cu cheia. Da. Trebuie să vin cu cheia ca să cobor ăștia tiranții. Sau are nu cred că te împlim cu cheia după tine. Ia să vedem cum vine aici treaba. Da, am revenit. În interior are un buton pe care atunci când îl apeși se coboară tiranții. Și uitați, cam așa am cuplat-o aici, bine vine totul pe poziție, dacă este îi pun și un cardan. Și o să îi pun un cardan. Op, așa, ia uitați, deja începem o mare muncă, dar de unde? Așa, dăm o ridicare, nimic nu s-a, nimic. Ce să mai, e foarte tare ăsta tractorașul. Deci este, ia uitați, cară fără nicio problemă și o semnătoare de 4... nu știu, cantitate de 400 de kilograme, dacă ea să aibă o tonă, poate o fi prea mult, prea puțin. Și în față cărăm și cositoarea noastră, așa, și văd că se mișcă totul destul de bine, este totul destul de bine, n-are nicio problemă să care ăștia de aici, așa că testul ăsta al tiranților a trecut cu bine. Acum a mai rămas un test? Nu cred. Cam ăsta a fost testul. Cam ăștia au fost testele. Și o să le dau jos de aici. Și după o să vă spun mai multe detalii. Așa că revin. Bun, prieteni, asta este ultima parte din videoclip. Și am spus să o facem și pe asta tot într-un fel mai special. Exact, acum o să vă spun informații despre tractor. Deci, modelul tractorului este New Holland T5. Atât. New Holland T5. Așa. Are 100 de cai putere. Puși acolo un motor, nu pot să vi-l arăt și pe ăla. Spatele este cu toate modelele de piese, de remorci, de toate, după cum vedeți. Tiranți, avem și o oglindă în spate care bate la tirantul de sus de aici. Așa, în spate avem faruri, adică mai exact stopurile, un
ăsta de șters apa, că tot nu vine acum. Un ștergător, sus acolo, normal acolo se pune placa de număr, numărul de înmatriculare. O să l punem și acolo. Girofarele, o antenă pentru radio, pentru muzică, faruri și cam atât. Roțile sunt modelul de Telborg TM800, da, pe spate și pe față nu sunt aceleași. A, ba da, tot aceleași, sunt doar ca o altă mărime. Bun. Partea asta a tractorașului conține piesa care iasă cel mai mult în evidență, cred că este coșul de fum, țeava de eșapament în termeni. După cum vedeți, este făcută dintr-un material din ăsta așa, cum ar fi turnat, adică se vede asta de aici, dar este tot ca design, că uite că acolo se oprește așa. Țeava de eșapament cu aripile pentru de la tractor. Avem o scară pe aici, dacă este putem să urcăm. Nu, putem doar să deschidem ușa. Așa. Acolo avem o cutie de piese de scule, de chei, de ciocane, de ce ne trebuie. Un girofar care îl avem și în partea cealaltă. O oglindă, bineînțeles, ca orice tractor. Și ce să mai spun? Aia este cleanța și asta este un suport pentru brațul frontal. Așa, acum în față avem aici avem niște tiranți care sunt de față, după cum vedeți și voi. Și avem aici și un cardan. Deci puteți să ne punem semnătoarea în față dacă este. Așa. Bineînțeles, semnul aici de la New Holland. Faruri, câte vedeți cu ochii, faruri, sus, faruri, stânga, faruri, dreapta. Ștergător în fața acolo, oglinzile normale și cam atâta, și roțile. Și cam ăsta a fost videoclipul interiorului, uite, am uitat fix de interior. Ăsta este interiorul, acum este și seara afară și era bine dacă venea mai pe zi, dar acum asta este. Că o să înceapă videoclipuri tari cu el și nu o să spuneți după că n-ați avut review. Așa. Deci avem aici volanul foarte mare, foarte frumos, căptușit, e din piele, totul bine. Acolo bordul cu viteza, cu presiunea, cu benzina și așa mai departe. Pedalele jos, accelerația, frâna, accelerația. Aici avem partea dreaptă, panoul de bord, de control, de zbor, de șofi ăsta. Așa, mă rog, o glumă. Bun, cu tot ce trebuie să cobori, să ridici, să desfășori, să strângi, să piesele din spate, să descarci și așa mai departe. Sus avem un casetofon pentru muzică. Acolo ne cântă muzică dacă suntem nervoși. Avem și GPS. Da, avem GPS. Ăla este GPS-ul. Deja l-am pornit, am făcut-o aici un test cu instalarea lui și a fost totul bine. Uitați că acum nu l-am oprit, dar mă rog. Sus, scuzați-mă, sus avem o fereastră care este asta, e destul de mare după cum se vede. Așa, o deschidem, o închidem dacă ne vine cald. În față avem geamul și jos avem aici cauciuc din ăla special pentru picioare la utilaje și la mașini. Scaunele sunt niște scaune, ce să spun, cele mai moi scaune pe care am stat vreodată, cu albastru ăla de la New Holland și cu logo acolo jos de tot de la New Holland. Da, sunt foarte, foarte moi. Așa, și aici avem maneta aia misterioasă care nu știu ce este. Deci dacă mă credeți, nu știu ce este aia. Așa că vă rog să scrieți ce este maneta asta galbenă acolo. Poate mai aveți voi acasă tractoare de genul ăsta. Oricum o să fac un test cu ea, frâna de mână aia. Eu o să spun că e frâna de mână. Dar nu știu ce să spun, nu știu, nu cred că e adevărat. Nu știu. Scrieți voi în comentariu. Așa,
Acolo avem un mini frigider, dacă ne vine o foamică, o setică, acolo băgăm țuica și cu bere acolo și e numai bună. Și cam asta este, spate acolo o să ne cânte iar muzică, boxe, așa, sus acolo, nimic, bun, da. Ăla e galben, ăla roșu, roșu, este un ustensilă din asta în caz că ți răstorni. Ușile se închid, ca așa este peste tot. Sau fie că se închid, fie că nu. Ăla este să spargi geamul în caz de urgență. Deci, în caz de urgență, capetele alea albe vii și atingi geamul. Adică dai în geam și s-a spart geamul. Și spate acolo avem tiranții care se văd cu oglinda. Niște bări din ăștia ca să ne ținem de ei. Aba, nu, sunt alea care ridică. Sau, nu, mă rog, da, ridică geamul din spate când îl deschidem. Și cam ăsta este și interiorul. Vă mai fac aici un tur. Așa. Cam așa arată și interiorul, să scrieți de maneta aia magică ce este. Și cam ăsta a fost și videoclipul. Știu, săptămâna asta n-am postat deloc. Ăsta este primul videoclip pe săptămâna asta, dar am fost bolnav rău de tot. Deci, da, și n-am putut abia să vorbesc, adică vorbeam și mă durea gâtul și tușeam. Deci cam da. Și deja mi-am început să revin, chiar dacă mai tușesc cât de cât. Dar oricum, cum am fost data trecută, e perfect. Așa că cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Andrei. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Să dați un like, să vă abonați și să scrieți în comentariu ce este maneta aia și cum a fost videoclipul. M-am înnebunit cu o manetă. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut. Și serverul meu de Discord este în descriere dacă vă interesează.